Grație, președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, de la început, de când am început să elaborez raportul acesta, am avut senzația concretă de aliniere a planetelor. Un an cu atâta încărcătură istorică, cu atâta importanță și greutate, un an, primul an în care s-a terminat primul război mondial și s-au desenat frontierele Europei de azi. Când au apărut noi state, noi națiuni, inclusiv statul Țara mea, România, a apărut atunci. Și din pricina asta, cred că ne aflăm într-un punct de extremă importanță pentru toate instituțiile europene. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest raport. Mulți dintre ei se află chiar aici în sală. Și în clipa în care am trecut prin cel mai greu moment al existenței mele în Parlamentul European, și anume negocierile cu Comisia și Consiliu, i-am avut alături pe toți, am fost ca unul și am izbutit ceva ce se întâmplă foarte rar sau se acceptă foarte rar, și anume participarea Parlamentului alături de celelalte instituții europene. Prima reacție a fost că vom călca tratatele, un dezastru. În final, am argumentat cu toții și am izbutit să obținem acest lucru, de aceea suntem toți împreună. Argumentul meu de atunci a fost următorul. E un an cu mare importanță. Trebuie să fim toți alături la această sărbătoare, la acest muzeu deschis, uriaș muzeu, cât 27 de țări, deschis un an de zile, simbolic vorbind, la care trebuie să ne cunoaștem fiecare pe fiecare, să etalăm ce avem mai bun și mai reprezentativ pentru identitatea noastră națională în fața celuilalt și a celorlalți. Argumentul meu a fost următorul. Dacă e o problemă, o falie, este ruperea dintre Europa, instituțiile europene și cetățean. Cei care pot uni mai bine acest lucru sunt chiar membrii Parlamentului, de aceea îi invit pe membrii Parlamentului să se implice peste tot, prin toate țările membre, în desfășurarea acestui an european al patrimoniului. Veștile pe care ni le-ați dat, domnule comisar, sunt excelente. Sper că la finalul acestui an să ne bucurăm de rezultatele scontate. Mersi!